Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, așadar vă spuneam un pic mai devreme că îi am alături de mine pe cei care au protestat astăzi în fața Ministerului, cei din Piscicultură și Acvacultură. Le mulțumesc pentru că după o zi grea, istovitoare, au rămas până la ora asta pentru a fi prezenți aici în studio la Agricultura la Raport. Domnul Cădălin Platon, apropo de protestul ăsta pe care dumneavoastră l-ați avut astăzi împreună cu ceilalți colegi, părem așa într-o situație, nu aș spune fără ieșire, dar destul de greu de gestionat lucrurile astea, și cred că dacă nu se vor lua niște decizii cât mai urgente, situația se va îngreuna și va deveni probabil și mai dificilă. Da, nu că n-ar fi. Situația se va îngreuna pentru că s-au cumulat cel puțin 3-4 crize majore. Prima fiind criza COVID, a doua fiind seceta, a treia fiind criza conflictului din Ucraina, care a crescut toate prețurile la materiile prime, și a patra fiind această criză a fondurilor europene, în care suntem, o parte dintre noi suntem captivi. Există însă câteva soluții și, după părerea noastră, una din soluțiile fundamentale este adoptarea cât mai urgentă a legii acvaculturii. Lege pentru care tot sectorul a militat de câțiva ani buni. Nu suntem pionieri în acest domeniu, deoarece există o tendință la nivel global de a reglementa acvacultura separat de pescuit, pentru că este cu tot o altă activitate. Este o activitate agricolă, zootehnică. Vă dau doar câteva exemple. Croația are legea acvaculturii din 2014, Norvegia, nu mai spun, are legea acvaculturii de foarte multă vreme, Georgia, care nu e membra Uniunii Europene, dar are o legea acvaculturii, Republica Moldova lucrează la o legea acvaculturii, Ucraina, în vederea aderării, lucrează și ea la o legea acvaculturii, și această lege a acvaculturii în România va rezolva foarte multe lucruri. Unul dintre acestea, de exemplu, ar fi concesionarea terenurilor, pentru că la ora actuală există circa 65.000 de hectare de amenajări piscicole care nu sunt concesionate. Țin să vă reamintesc că România importă anual specii de crab și de păstrăv de la țările vecine în valoare de circa 35 de milioane de euro, iar de 14 ani aceste terenuri, 65.000 de hectare, nu au fost concesionate. Paguba numai din producția de pește, nu vorbim de activitatea economică, salarii și impozite, taxe și așa mai departe, este de peste 500 de milioane de euro. Când o pui în această dimensiune, pare foarte important. Adică mult mai important decât, eu știu, un sprijin la salariul muncitorului. Deși pe legea salarizării știți că s-a dat pentru agricultură un sprijin, s-a scutit de la plata taxelor și impozitelor, dar acvacultura a fost n-a fost prinsă, da. Deci noi în continuare... Dar la ce sunteți prinși? De fapt a fost și a fost scoasă. A fost scos Căducaen. Era prins și a fost scos Căducaen. Și această lege va debloca foarte multe lucruri, va pune puțină ordine în sisteme, deoarece noi considerăm că trebuie să existe o singură instituție care să se ocupe de sector, pentru că la ora actuală de acest sector trag foarte multe agenții, administrații și diverse instituții publice,
pentru a-și construi bugetele pe spinarea noastră, pe tot felul de avize și autorizații care nu spun absolut nimic și n-au nicio valoare. Părerea mea personală nu implică organizații niciun fel, este că cel mai simplu ar fi să nu se mai trebuiască niciun fel de autorizație și să fii obligat, oricum ești obligat să respecti legea și când te controlează statul, trebuie să fii în regulă. Statul trebuie să controleze, în primul rând. Pentru că ați emite o autorizație pentru care tu depui 5.000 de documente și care te costă, de exemplu, la autorizație de mediu, noi trebuie să întocmim documentații anual. Pentru că există o viză anuală. La autorizația de gospodărire a apelor poate fi valabilă 2-3 ani. Deci tu mereu ești într-un proces de reautorizare pentru diverse instituții care să-ți dea un document care nu valorează absolut nimic. Pentru că în fața legii tu trebuie să respecti legea, în primul rând. Corect. Și atunci probabil și s-ar putea reuși și subțierea administrației, mutarea celor din funcționari publici care lucrează în administrație în sectorul privat. Da. Și am putea realiza un echilibru, pentru că, evident, fermierul nu știe nici de mediu, nici de ape, nici angajează o firmă cu specialiști care au lucrat odată la Apele Române, la Agenția de Mediu, și îl asigură că respectă legislația. Dar e o firmă privată. Da? Și atunci am putea reuși, eu știu, și debirocratizarea și... Vise. Eu știu... cosmetizarea aparatului. Da, vorbeați dumneavoastră și îmi permit să divulg discuția pe care am avut-o în pauză, faptul că alte țări de lângă noi și în mod deosebit discutam despre Ungaria, cei de acolo primesc fel și fel de ajutoare, ce mi s-a părut așa cu totul și cu totul aparte, au solicitat bani pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Brexit-ul, da? Sigur. Ce legătură are piscicultorul maghiar cu Brexit? Deci, nu doar în Ungaria, dar lucru constatat și în Polonia și în Cehia, pentru că noi ținem legătura cu aceste organizații ale fermierilor, există o colaborare foarte strânsă între organizațiile fermierilor și Ministerul Agriculturii, sau, mă rog, guvernul țării respective, prin Ministerul Agriculturii. Este o prezență masivă a cetățenilor din Ungaria, Polonia, Cehia, la Bruxelles, în diverse structuri ale Uniunii Europene. Și din această colaborare rezultă finanțarea prin orice mijloace legale a sectorului de acvacultură, de exemplu, că despre el discutăm acum. E adevărat, am găsit acum câteva săptămâni un fermier din Ungaria care a reușit să depună un proiect spunând că a fost afectat de Brexit. N-a mai putut să exporte crapul în... Probabil, dar din banii respectivi el și-a cumpărat tractoare, a modernizat ceva prin fermă. Deci a dovedit statul că a avut pierderi. A fost afectat și a luat suma respectivă. E un lucru lăudabil, chiar... Dar asta e interesant, cum alții reușesc prin colaborare să sprijine sectorul. Acum vă spun, de exemplu, cu ajutorul pentru Ucraina. Pentru fermierii de crap în Ungaria se dau 270 de euro pe hectar și 370 de euro pe tonă pentru fermierii care au o tehnologie intensivă. În principiu, în Ungaria vorbim de son african. Pentru o metodă foarte simplă, fără birocrație, aprobată de Comisia Europeană, aprobată de cei de la audit, în așa fel încât niciun alt control ulterior nu va putea cere bani înapoi de la fermier. Și nu știu de ce în România nu s-a reușit aplicarea acestui sistem care se cheamă schema opțiunea de costuri simplificate, care ridică birocrația de pe fermier și răspunderea, o mută pe finanțator și dacă ei stabilesc că pot da niște bani pe baza unui singur document, chiar vorbeam la un moment dat cu colegii din Bulgaria și spuneau, domnule, ce să-i cerem? Ar trebui să-i cerem bilanțul ca să vedem cât reprezintă 18% din cifra de afaceri. Dar nu putem să cerem bilanțul, deoarece bilanțul deja este depus la stat, la Ministerul de Finanțe.
Un alt caz era în Cipru, în care n-aveau ce document să-i ceară, dar sistemul informatic trebuia să conțină un document al beneficiarului, a solicitantului. Și au cerut să pună autorizație oarecare, să o încarce în sistem ca să-i poată dă plata. Adică foarte, nu știu, mă gândesc cumva că în România avem așa o etichetă, o ștampilă, cum că toți am fi hoți și atunci, fiind toți hoți, trebuie să ne acoperim de hârtii care, după cum bine se vede, nu rezolvă absolut nimic. Hei, ce să rezolvă? Să fim inteligenți. Dacă ați fost cu dosar de 800 de pagini și cu toate astea trebuie să dați bani înapoi, înseamnă că... Da, noi trebuie să fim inteligenți, din păcate. Știți, discutam despre cormorani de foarte multă vreme. Cormoranul mănâncă exclusiv pește. Toți fermierii spun că această pasăre este deosebit inteligentă. Da. Deoarece mănâncă doar pește. Ceea ce dorim foarte multor persoane... Să mănânce pește. Să mănânce pește. Pentru a putea și noi beneficia, precum colegii din Ungaria, Cehia sau Polonia, de scheme mult mai... mai adecvate. Și acum ajutorul de Ucraina vine cam târziu. El trebuia să vină anul trecut. Da. Apropo de cormoran, spunea cineva și chiar mă distra că li s-a propus piscicultorilor să dreseze cormoranii. Păi zic, asta ar mai lipsi. Acum ce să facă? Ore de dresaj cu cormoranii ca să scape de ei, să-i îndepărteze din ferme. Bine, da. Din nou... Abordări ușor ridicole. Treaba asta cu cormoranul, din punctul nostru de vedere, e legată foarte mult de, practic, e o componentă a serviciilor de mediu. Și noi ar trebui, pentru că la nivel de Uniunea Europeană, și în agricultură se aplică treaba asta, de se dau compensări pentru diverse tipuri de practici agricole și se încurajează aceste practici agricole. Zonele umede sunt unele dintre cele mai bune prestatoare de servicii de mediu oriunde în lumea asta. Au enorm de multe veleități da. Sau plusuri în, și în economia locală și în ecosistemul local, inclusiv prin menținerea nivelului apei în sol, prin menținerea unui microclimat. Și în ultimul rând, în zonele umede trăiesc peste 200 de specii de păsări. Noi nu știu cum naiba reușim să facem fixație pe cormorani și pe pelicani și nimeni nu vrea să vorbească de întregul beneficiu pe care îl aduc aceste zone umede. Și nefăcând asta și aruncând mereu subiectul în zelzoriu, ba că a fost cu domnul Daia, ba că să mai trezește nu știu cine să trimită niște poze dintr-o piscină și tot așa, nouă ne face un rău foarte mare. Și astăzi la un interviu am spus același lucru. Haideți să ieșim din paradigma asta. Haideți să vorbim de servicii de mediu. Să înțelegem că zonele în care se practică acvacultura aduc beneficii de mediu. Zonele unde nu practicăm acvacultura se colmatează, se stufizează și ușor, ușor nu mai e apă acolo și nu mai aduc niciun beneficiu de mediu. Și lucrurile astea trebuie încurajate, pentru că există deja bună practică la nivel de Uniunea Europeană. Referitor la toate poveștile astea, între ghilimele, cu cum se întâmplă în alte țări și la noi de ce nu se întâmplă. Din punctul meu de vedere și tot uitându-mă, unu, lipsesc studiile de la Ministerul Mediului, pentru care s-au dat zeci de milioane de euro, de asta nimeni n-are curaj să semneze nimic acolo. Da. Mi se pare complet ne la locul lui ca o asociație sau un ONG să certe președinția, să certe parlamentul că nu există studii în condițiile în care ei au luat peste 10 milioane de euro. Am cerut și domnului ministru și cerem public să se facă publică lista cu banii pe care le-au luat aceste ONG-uri. S-au luat foarte mari sume de bani și nu vedem absolut nimic. Și problema nu e doar la noi. Problema este extinsă și pe alte tipuri de viețuitoare, să le spunem așa, care sunt într-un permanent scandal. Că e lup, că e urs și tot așa. Deci asta e o problemă endemică acolo. Deci nu doar noi ne lovim de asta, da? Iar apropo de schemele astea simplificate, din ce înțeleg eu, vin cu o bază statistică în spate.
La fel, Uniunea Europeană ne-a dat niște zeci de milioane de euro când adunăm banii dați către AMEPOP, pentru AMPA, pentru diverse studii. Ne-a dat bani ca să facem studii, ca să avem raportări statistice. Astăzi, colegul meu, Dorin, a cerut domnului ministru, ceea ce am cerut și înscris acum câteva săptămâni, dacă are o analiză a impactului acestui eșec major în derularea proiectelor de investiții, da? Și am auzit o felul de scuze la masa respectivă, că instituțiile de acolo nu sunt în... Dom'le, era tot Ministerul Agriculturii. Oamenii ar trebui să poată să scoată dintr-un fișier și să știe clar câte firme, ce produc, cât, cum, câți angajați. Adică impactul ar trebui să-l aibă într-o muncă în față de jumătate de oră, da? Oamenii care au depus aceste proiecte cu fonduri europene au fost oameni de bună credință. Faptul că Diadem a fost mai precaut, băi, norocul lui. Dar asta nu înseamnă că cei care au depus au fost oameni de rea credință și asta a fost ca un val. Au fost unii precauți la primul apel. La al doilea au zis, bă, vecinul a depus. Uite că merge. Da. La al treilea apel, cei care au depus la primul deja erau cu el implementat. S-a și închis. Nu le-a cerut, domnule, nimeni nimic. E ok. Au mai primit și felicitări. Felicitări aveți de plată. Nu, nu, nu. Felicitarea mare a venit acum. Sunt oameni care deja au 2-3 ani de când au terminat implementarea proiectelor. Și le-a venit felicitarea, implică acum. Și simpla chestie care pe mine mă scoate din minți. Cum, domnule, să spui proces verbal de constatare în reguli? După ce tu ai dat... Proces verbal că e în regulă. După ce ai închis proiectul, ai dat ultim... Știți ce înseamnă? Adică cine... Unii dintre ascultători poate au făcut, alții nu. Dom'le, când îți vine controlul de închis proiect, te verifică. Te verifică bine de tot. Adică la ultima cerere de plată, nu e așa... Hai să vedem. Hai să vedem ce-i pe acolo. Te verifică ca lume. Ceea ce e normal. Adică e perfect normal. Dar după 3 ani să-ți vină constatare nereguli. Măi, oameni buni, când ați fost când a fost judecat corect? Când ați judecat corect, da? Deci asta vreau să fie foarte clar. Și eu sunt în acea situație ca și Diadem, dintr-un mare noroc. N-am avut situația legală acum în regulă. Vă bucurați că n-ați depus. Eu vă spun că luam cu amândouă mâinile. Adică dacă puteam și eram cu contract, mă duceam și trânteam două proiecte în cascadă fără probleme. Terminam pe primul la apelul 2, mă apucam de al doilea la apelul 4-5. Deci, de asta vreau să fie foarte clar. E vorba de 80% din capacitatea de producție din țară. Cealaltă 20 oricum mare. Deci e vorba de piscicultura, de acvacultura din România. Adică să nu ne că dacă se rezolvă problema asta, se rezolvă problema acvaculturii. Nici într-un caz. George, oricum, răspunsul la întrebarea ta când au greșit sau când au fost corecți, la ora actuală răspunsul este în ambele situații au fost corecți. Exact. Singurii care am greșit am fost noi că am depus proiecte. Da, corect. Corect, corect. Așa reiese, practic, din așa e și la COVID, așa e și la astea. Deci, guvernanții, și aici trebuie domnul ministru neapărat să ia măsuri, trebuie să înțeleagă că este ultimul semnal de alarmă. Dacă nu se acționează acum, el trebuie acționat de acum 30 de ani. V-am spus. S-au adunat foarte mult. Dar nu o să mai aibă cu cine să discute pe partea asta la alta mese. Iar în acvacultură, dacă un bazin este lăsat fără apă un an, doi, trei, durează și un efort investițional ca să-l repui pe picioare. Nu se mai justifică. Nu mai se justifică. Adică alea sunt stufizate forever. Sunt ferme lăsate așa, Buzău, Cluj, Brăila, cred. Brăila, Iași avem și la Iași. Care nu mai poți să le... Deci mortul de la groapă nu mai întorce. Deci din alea 65.000 de hectare care vrem să facem, nu să mai facă acvacultură pe 30, dar trebuie făcută cadastrarea, trebuie știut. Avem hectare care stau nefolosite, care sunt gestionate de Apele Române și nu produc. Multe sunt în țara asta de rezolvat. Iar această lipsă de producții, așa cum vă spuneam, se reflectă într-o pierdere a statului român. Și noi acum suntem în situația în care trebuie să facem tot felul de artificii ca să reducem deficitul bugetar.
Când doar pe sectorul nostru, care reprezintă foarte puțin în ceea ce înseamnă economie. Sunt 10 milioane de europeni. Sunt și importuri de 36 de milioane de euro. Deci da? Deficit, deci cumulat pe 15 ani, deficit comercial jumate de miliard, pe aia rămâneau în țară. Sunt 500 de milioane de euro, deficit comercial, care rămâneau în țară, într-un fel sau altul. Rămâneau și câteva sute, poate mii de locuri de muncă. Oamenii rămâneau în țară, construiau în țară, erau fixați aici. În țară, da. Câteau impozite. Iar din punct de vedere impozit, noi am făcut tot felul de calcule de-a lungul timpului. Astăzi cred că suntem undeva la 650-700 de euro lăsați la bugetul statului la fiecare tonă de pește produsă. Da? De 10.000 de tone sunt 6 milioane. Clar, 6-7 milioane de euro. 15.000 de tone care se pot face lejer pe suprafețele astea, adică nu trebuie să faci o mare tehnologie și care înlocuiesc niște importuri clare, noi le vedem în datele statistice, sunt 15 milioane de euro. În 10 ani sunt 150 de milioane de euro. E un spital bun. Ăsta noi l-am, pur și simplu, l-am aruncat pe geam. Bun, eu înțeleg că pe lângă toate lucrurile astea, foarte multe probleme apar din cauza acestor neconcordanțe. Unele terenuri aparțin administrații locale, altele apele române, județene, județene, adică mare, văd că niște chestiuni simple durează, vă rog. Deci, scuzați-mă că v-am întrerupt, dar sintagma asta aparțin la fel, e complet dăunătoare. Dăm niște drepturi unor entități care nu au acest drept. Aceste terenuri aparțin statului român. Dreptul de proprietate al statului român este exercitat de Ministerul de Finanțe. Restul entităților sunt administratori în numele statului. Da? Datoria lor este în fața curții de conturi, când sunt verificați, să arate cum valorifică cât mai bine acele active pentru care s-a dat drept de administrare. Da? Avem AMPA și aici nu e vina AMPA, pentru că nu li s-au alocat bani destui, cu 30.000 de hectare neintroduse în circuitul economic. Sunt rapoartele curții de conturi, cred că 2014. Primul care l-am citit eu e 2014. Bine, forma prescurtată ce e disponibil pentru noi, da? În care se recomandă, se spune clar. Deci cei de la Curtea de Conturi îți recomandă pașii pe care trebuie să-i faci ca să poți să le bagi în circuitul economic. Și ei nu s-au dus. Păi, da, normal, ei ca instituție trebuia să stea la poarta ministrului, la ușa ministrului, spună, domnule, uite, Curtea de Conturi, asta ne recomandă, alocați-ne bani, haide să le introducem în circuitul economic. Bun, câte o concluzie din partea domnului Platon și din partea domnului Atodiresi, câte un minut pentru fiecare, vă rog să vă încadrați. Deci, legea acvaculturii este de importanță vitală pentru rezolvarea unor chestiuni. Dialogul Ministerului Agriculturii cu Ministerul Mediului pe cele două mari componente, biodiversitate și gestionarea apelor, este pe locul al doilea. Și colaborarea mult mai bună între Asociația de Fermieri și Ministerul Agriculturii în susținerea problemelor noastre, nu doar la nivelul Guvernului României sau a Parlamentului, dar și la nivel european, pentru că acolo sunt suficiente probleme. O altă, eu acum m-aș adresa publicului nostru să continue să mănânce românește, să mănânce peștele produs în România, pentru că este încă îl mai avem. Da, atâta cât îl mai avem, să mai bucure de savoarea gustului românesc, pentru că este produs cu mari eforturi și ar fi păcat ca această tradiție, eu sunt la a treia generație de piscicultori, să dispară așa neant. Sunt o grămadă de tradiții înglopate aici, sunt zone care au, cel puțin în zona Moldovei. Putem oferi foarte mult adevărul pe zona asta, da, din toate și punctele turism, de vedere, și gastronomic, da, și turism, și ce nu un putem face. Un pic de sprijin politic s-ar putea face lucruri minunate. Da, mulțumesc mult de tot și apreciez încă o dată că ați rămas până la ora asta în București să fiți prezenți la emisiune. Le mulțumesc și celor de acasă. Mâine seară ne revedem tot aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă. Să auzim de bine.
Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.